Acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire. Sfâșiați inimile și nu hainele voastre și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult milostiv și îi pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. Cartea prorocului Ioel, capitolul 2, versetele 12 și 13. Preacucernice, părinte, consilier, preacucernice, părinte, profesor, preacucernice, părinte, protop, preacucernici, părinți și iubiți frați și surori. În această duminică binecuvântată, când avem bucuria de a fi împreună, cuvântul nostru de învățătură îl intitulăm așa: perioada triodului este perioada pocăinței. Știți, frățiile voastre, că duminica trecută a început o perioadă specială, perioada triodului, care ține 10 săptămâni, perioada de dinaintea Paștilor, perioada pocăinței. Și din Sfânta Evanghelie, ce s-a citit astăzi, vedem un exemplu absolut de pocăință, fiul risipitor. Ați auzit relatarea pe care o face Sfântul Evanghelist Luca. Tatăl avea 2 copii, cel mai tânăr și-a cerut partea de avere, și-a luat-o și-a trăit în desfrânări. S-a dus departe și a trăit în desfrânări. Când s-a făcut praf toată averea lui, a început să ducă lipsă, s-a lipit de unul dintre locuitorii țării și acela l-a trimis să pască porci. Nici roșcovele pe care le mâncau porcii nu-i le dădea nimeni. Și atunci, în sufletul lui s-a născut pocăința. Și a spus ceea ce ați auzit în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Tatăl l-a primit cu bucurie, a făcut o spări. Dar fratele lui cel mare era pe câmp când s-a întors și a auzit că e o spăți mare la casa lor. A întrebat ce s-a întâmplat. Și s-a relatat: s-a întors fratele tău. Și tata a organizat banchet mare. Și s-a supărat. S-a supărat foarte tare. Acum, dacă fratele lui cel mic a fost un desfrânat și s-a întors de pe calea desfrânării, pe calea virtuții, fratele cel mare a fost perfect? N-a fost perfect. Fratele cel mare a fost stăpânit de un alt păcat, de o altă patimă.
patimă teribilă, o pomenește Sfântul Apostol Pavel. Invidie. Invidia e o patimă mare. Zice Sfântul Vasile cel Mare că ea face mai mult rău, nu neapărat celuilalt, ci îți face ție, invidiosului, rău, mare rău. Și invidia și ea, ca și desfrânarea, trebuie tămăduită în postul mare, nu? Este perioada triodului, este perioada pocăinței. Acum, referitor la această perioadă, duminică de duminică, 10 săptămâni, auzim în biserică o cântare excepțională. Poate că o să o citesc de două ori și zice cântarea, se adresează Bunului Dumnezeu, ușile pocăinței deschidem Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș trupul cel cu totul întinat, ci ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. Ușile pocăinței se deschid în această perioadă. Și revin, pericopele evanghelice ne ajută să medităm la acest lucru extraordinar, să medităm la pocăință, la întoarcere, la îndreptare. Pentru că e mare lucru să ne întoarcem de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Așa și este definită pocăința de Sfântul Ioan Damaschin. Pocăința este întoarcerea cu părere de rău, cu lacrimi, de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Sigur că în vorbirea comună, uneori, sunt confesiuni creștine care își arogă titlul de pocăit. Dar pocăința este o lucrare serioasă, mare, profundă, pe care o fac ortodoxii noștri și ea se termină cu o bună spovedanie. Întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și am zis că pericopele evanghelice ne dau nouă exemple excepționale. Exemplul acesta cu fiul risipitor, care se întoarce de la desfrânări, de la o viață petrecută în păcat, la o viață creștinească. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul dintre argații săi. Și tatăl a primit triumfal. Și am zis că, revin, și fiul cel mare, care ni se pare că e cu minte, și-a rămas acasă, și-a rămas la muncă, și el avea o patimă, o patimă mare, invidia sau pismă. Și ca să înțelegem noi cât de mare este această patimă care e prezentă în lumea noastră, nu numai viața desfrânată, viața lipsită de morală, dar și patima aceasta a invidiei este prezentă în lumea în care trăim noi. Și ca să înțelegem cât de prăpăstioasă este această patimă, în cartea Mântuirea Păcătoșilor, Agapie Chiteanu ne dă un exemplu ca să înțelegem. Și zice el așa, împăratul avea mai mulți miniștri buni, dar doi dintre ei erau foarte buni. Și pe cei doi i-a chemat într-o zi împăratul ca să-i răsplătească împărățește. Numai că a vrut să
îi și îndrepte, pentru că și unul și celălalt aveau câte o patimă de care împăratul ar fi dorit să elibereze. Unul dintre cei doi miniștri era lacom, iar celălalt era invidios. Și le-a zis împăratul, cereți ce doriți și vă voi da, oricât de mult, cu condiția ca unul dintre voi să ceară și celălalt va primi dublu. Auziți? În ce dilemă au fost puși? Cel lacom dorea să-l lasă pe invidios să ceară întâi, ca el să primească dublu. Invidiosul n-ar fi răbdat din cauza invidiei mari pe care o avea în suflet să primească colegul lui dublu și nu să grăbea să ceară el, ci lăsa pe colegul lui să ceară. Și împăratul, dacă a văzut că nu se dumiresc și nu cer nici unul, nici celălalt, a zis așa, cere tu, invidiosule. Ce credeți că a cerut invidiosul? Că aș fi putut cere lucruri mari. A zis, măria ta, mie să-mi scoți un ochi, ca pe cale de consecință la colegul lui să-i scoată amândoi ochi. Aceasta este invidia de care pătimea fratele cel mare, care s-a supărat, auzind cheful cel deosebit pe care l-a pus la cale tatălui, când fratele cel mic s-a întors de pe calea păcatului la calea virtuții. Ori, în postul mare, în perioada triodului, ce vrem noi să facem? Păi tocmai să ne îndreptăm viața. Să ne îndreptăm la păcat, la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Să ne facem mai buni, să ne ajute Dumnezeu ca în postul acesta, măcar de un obicei rău să scăpă până la luminata zi a Paștilor. Ar putea fi date multe alte exemple care ne ajută să ne întoarcem de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Însă biserica îl pune în față pe fiul risipitor care a strigat din tot sufletul său, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Acum am zis că în postul mare, în perioada triodului, biserica ne pune în față și alte exemple. Și una dintre duminicile din postul mare, chiar așa este și numită, Duminica Mariei Egipteanca, pentru că și Maria Egipteanca este un model extraordinar de întoarcere de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Așa cum este fiul risipitor pe care Domnul Hristos îl dă exemplu de pocăință absolută. Maria Egipteanca. Știți că și ea, ca fiul risipitor, a trăit în fără de legi în cetatea Alexandriei. Că odată, pe când un grup de pelerini pleca de ziua crucii la Ierusalim, a plecat și ea cu ei. Nici pe drumul către Ierusalim n-a fost cu minte. Și Dumnezeu a făcut minunea aceea că nu putea intra în Biserica Sfântului Mormânt. Și atunci a dat seama că e o problemă. Și-a văzut pe perete icoana Maicii Domnului și a zis Maicii Domnului, roagă-te pentru mine.
că dacă și eu voi intra în biserică acum, făgăduiesc că alta va fi viața mea. Și s-a ținut făgăduința că Maica Domnului a lăsat-o să intre. Și pentru 17 ani de viață păcătoasă în Alexandria, de la Ierusalim, a trecut Iordanul și a petrecut în pustie 47 de ani cu 3 pâini și jumătate. Și-a îndreptat viața, s-a întors de la păcate la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și am zis că am putea da multe alte exemple în această perioadă a anului, când efectiv biserica ne cheamă să ne îndreptăm viața. Am zis că vă voi mai citi încă o dată această cântare frumoasă, profundă și de folos pentru tot postul mare care va veni. Și cu aceasta voi și încheia, zice cântarea, ușile pocăinței, deschidem dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând lăcaș al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. Amin. O perioadă a triodului foarte liniștită și bună.